să română. Ce faci? Cum e? Bine, uite-te la mine. Ați ales nume tot? Da, măi, da, ne-am mai întâlnit de curând, deci... Da? Da, cred că te-ai întâlnit cu o colegă. Nu, chiar cu tine, cred, acum 2 săptămâni, 3. Nu, eu hai. Nu ți-am mai luat interviu de mult. Nu cred. Nu. Sigur eram însărcinată. Asta zic. La 4 copii, sigur eram însărcinată. Doamne, 4, Laura, 4. Gata, acum ne, da. ne oprim, nu? Mă gândesc sunt, totuși. Mare așa, matură să zic. Da, asta a fost cea mai dificilă dintre toate sau pe care ai nominalizat-o ca fiind? Nu, mi-e greu să spun dificilă. Sarcinile în general pentru mine au fost experiențe minunate, dar cred că perioada din viața mea de acum a fost mai grea. Și atunci am resimțit un pic mai mult sarcina. Cel puțin primul trimestru, dar de la al doilea trimestru nu mai am nicio problemă. Totul e perfect. Și cu emisiunea... De la antenă, da! Ce se întâmplă după? Păi vacanța de vedetă, sâmbătă, da, de la ora 15 și duminică în reluare de la ora 12. Da. Ce să se întâmple? Păi am filmat avans. Așa? Suntem organizați, dragă, da, da. Am înțeles, deci repausul ăsta nu o să fie resimțit nu, foarte... Nu, eu pe TV voi fi până la final de iulie și mă reîntorc în septembrie. Și în luna august vor fi reluări, best of-uri. Auzi, dar tu, noi ne-am întâlnit la toate festivalurile și asta e ultima întrebare. Noi ne-am întâlnit la toate festivalurile. Cum faci vara asta? Adică îmi imaginez că e gata, e repaus, gata cu distracțiile, gata cu tot. A, bine, nu m-am gândit acum vara asta, dar festivalul nu sunt neapărat acum pe lista mea de priorități. Mai degrabă aș merge cu copiii la mare, adică aș face alte chestii. Și cu cel mic? Da, normal, da. E periculos? Nu, de ce să fie periculos? Trebuie și eu nu sunt părinte. Hai să fie, nu e, noi suntem destul de aventurieri, așa că, da. Ok, pa, mulțumim, să rămână, pa!